De-aia România n-a în Schengen, vă spuneam mai devreme, pentru că încă sunt țărani autentici. Noi, exact cum a fost înainte și astăzi, pentru mine este o mare onoare, subliniez asta în emisiunea dumneavoastră, că nu am intrat în Schengen. Mă bucur că n-am intrat în Schengen și datorăm acestor lucru, acestui lucru oamenilor liberi în această țară. Mă închin în fața țăranului român, care este regele nencoronat al acestei țări așa cum pe vremuri o căruță de țărani a ținut loc în, în, loc imperii, cum spunea Țuțea, așa se întâmplă și astăzi. Și vedeți, de-aia spuneam de temnița cea mai temătoare, cea în care tu te raportezi la ea și spui că treci mai bine. Știți cum spunea Țuțea? Zice, eu nu am fost închis, dar ușa a fost închisă. Asta înseamnă omul liber. Adică modul în care atitudinea ta, gândul tău, este raportat la libertatea supremă. Liber nu înseamnă că mă scol dimineață, îmi beau uh, cafeaua care este venită în magazin pe un sistem mafiotic în țara mea, cu o apă care nu este a mea și a putea să fie a mea, Mă duc la un serviciu unde nu faci decât să miști niște lucruri pe care ți le dă o corporație, deci nu produci nimic. Care trimite bani afară și nici exact. nu... Și mă duc la așa zisa distracție care înseamnă tot molul uh, mizerabil care practic distruge viața interioară a fiecarei. Și atâta timp când nu mă raportez la Dumnezeu, nu mă raportez la Biserica strămoșască. știți cum era vorba aceea? în biserică, afli că existi.